Doamnelor și domnilor, suceveanca, moldoveanca Andra Matei în această seară între olteni. Andra Matei mâine împlinește o frumoasă vârstă. Iată, în 22 iunie, Andra Matei împlinește frumoasa vârstă de 17 ani. Nu, că nu ți-aș da mai mult de 17-18 ani. A, e bine. Da? Este înconjurată în această seară de colegii de la Ansamblul Artistii Profesioniști Doina Gojului din Târgu Jiu, iar mâine are sărbătoare în familie, alături de soțul ei, alături de puișorul ei, alături de socrii, de toți cei dragi. Draga mea, la mulți ani, cu sănătate, cu fericire, cu bucurii și drumul ăsta al cântecului să-ți fie întotdeauna presărat cu flori și cu dragostea iubitorilor de cântec popular. Sărut mâna, la mulți ani! Bine te-am găsit, mulțumesc din suflet. Vreau să spun că e prima oară când îmi fac ziua într-un platou de televiziune și sunt foarte emoționată, mai ales că i-am alături pe colegii mei de la ansamblu Doina Gorjului și
Mai ales că eu sunt așa, printre cele mai micuțe și, cum să zic, acești oameni au venit exclusiv pentru mine aici și acest lucru nu mă face decât să fiu onorată și mă măgulește peste măsură. Te-au primit frumos colegii de cântec, te-au primit frumos și cei care conduc ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului din Târgu Jiu și aici mă refer în mod special la managerul ansamblului Doina Gorjului, la domnul Gheorghe Porumbel, dar și la directorul artistic Claudia Torop. Doamnelor și domnilor, sunt convins că dumneavoastră știți că Andra Matei nu este doar interpretă de cânte popular, este și absolventă de etnologie, antropologie, folclor. Iată, a terminat o facultate, dacă vreți, de profil în cadrul Facultății de Litere din București și a finalizat studiile. Este o moldoveancă ambițioasă și nu se mulțumește cu puținul. Să știți că dincolo de toate aceste lucruri, Andra Matei a mers și prin festivaluri, a mers la concursuri și întotdeauna era în fruntea clasamentului pe listele laureaților. Acum Andra Matei rămâne în sufletele dumneavoastră cu cântecul ei frumos. Vă rog să o mai ascultați. Carte să te țin puiule în brață și să-i mulțumesc la viață. Azi de ziua ta, bărbate, ne-om petrece ca la carte. Să te țin puiule în brață și să-i mulțumesc la viață. Bărbățelul meu cel bun, la 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 la, la mulți ani cu drag îți spun, la 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 la. Eu să îți aduc noroc, la 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 la. Tu să mă iubești cu foc, la 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 la. Când eram boboc de floare, iar acum că sunt florită, după tine-s mai topită. Mi-te-o scos soarta în cale. Când eram boboc de floare, iar acum că sunt florită, după tine-s mai topită. Bărbățelul meu cel bun, la 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 la. La mulți ani cu drag îți spun, la 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 la. Eu să îți aduc noroc, la 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 la. Tu să mă iubești cu foc, la 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 la. Șuror singur ne-am făcut și de atâta drag și dor ți-am dăruit și un fecior. De tineri dragi ne-am avut, șuror singur ne-am făcut și de atâta drag și dor ți-am dăruit și un fecior. Bărbățelul meu cel bun, la 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 la. La mulți ani cu drag îți spun, la 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 la. Eu să îți aduc noroc, la 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 la. Tu să mă iubești cu foc, la 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 la. Că-s nevastă norocoasă și sunt cea mai bucuroasă când suntem toți trei la masă. Azi îți fac urare aleasă, că-s nevastă norocoasă și sunt cea mai bucuroasă când suntem toți trei la masă. Bărbățelul meu cel bun, la 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 la. La mulți ani cu drag îți spun, la 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 la. Eu să îți aduc noroc, la 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 la. Tu să mă iubești cu foc, la 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 la. Doamne, îți rămân datoare, la la la. Că mi-ai dat ce alta n-are, la 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 la. Un om bun de viță rară, la 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 la. Ce-o a prins în mine pară, la 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 la. Andra Matei, o artistă foarte cunoscută, foarte talentată. Am aici un mesaj din partea soțului tău, din partea lui Andrei și spune așa: draga mea soție, ești raza mea de soare, ești mama băiețelului nostru. Te prețuiesc, te iubesc și nu poți sta nici măcar o clipă fără tine. La mulți ani, draga mea soție, Andra! Să fii sănătoasă! Mulțumesc frumos! Da, am foarte multe emoții pentru că nu serbez orice vârstă.
Mâine împlinesc 30 de ani. Mulți înainte, să fii sănătoasă. Și unele doamne spun că de-abia acum începe viața. Acum fiecare după experiența proprie. Dar mie îmi place să cred că am ajuns la vârsta maturității extreme. Și vorba unei doamne, pot să fac ce vreau. Să faci ce vrei tu, să cânți pentru public, să faci ce simte sufletelul tău. Trebuie să mulțumim ansamblului artistic profesionist Doina Gojului din Târgu Jiu, pentru că ediția din această seară a emisiunii noastre este susținută de ansamblul Doina Gojului. Mulțumim încă o dată domnului director Gheorghe Porumbel, mulțumim tuturor de acolo și Claudiei Torop, director artistic. Înainte de a merge mai departe, doamnelor și domnilor, am de făcut un anunț. Primăria municipiului Tulcea și ansamblul artistic profesionist Baladele Deltei organizează în zilele de 23-24 iunie Festivalul Concurs Național de Interpretare a Muzicii Populare Românești Natalia Șerbănescu, ediția cu numărul 11. Mulțumim organizatorilor pentru invitație. Acest festival, Natalia Șerbănescu, va fi difuzat aici la Etno pentru că suntem parteneri media. Și le mulțumim organizatorilor încă o dată și în mod special domnului director Aurelian Croitoru. Și mai am un anunț de făcut. Consiliul Județean Brăila și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila organizează în perioada 26-28 iulie Festivalul Internațional de Folclor Cântecul de Dragoste de-a lungul Dunării, ediția cu numărul 16. Vom fi în perioada 26-28 în transmisie directă de acolo, de la Brăila. Acompaniază Orchestra de Muzică Populară Lăutarii din Chișinău, avându-l la pupitru dirijoral pe maestru Nicolae Bodgros. Mulțumim încă o dată organizatorilor de la Brăila și, în mod special, doamnei Alina Sulicu. Avem multe evenimente pentru dumneavoastră, pentru iubitorii cântecului popular și ne-am propus să pornim prin toată țara pentru a ne întâlni cu mari interpreți, dar și cu publicul nostru extraordinar. Acum, la această seară specială, alături de Andra Matei, vine o celebritate a cântecului popular. O artistă care de-a lungul timpului a știut să vină frumos în fața dumneavoastră cu cântecul de acolo din vatra satului, dar și cu costumele care o reprezintă. Este un model pentru foarte mulți interpreți aflați la început de drum. Este o artistă cu multe înregistrări în radio, în televiziune, în Electrecord. În urmă cu două săptămâni ați văzut-o aici la Seara Românească pentru că am sărbătorit-o. Am adus-o pe Maria Loga, căci despre ea este vorba, să îi recunoaștem între întreaga activitate artistică. Sărut mâna, doamna Maria, om minunat și talentat. Bună seara, bine te-am regăsit, mă bucur de invitație. Vreau să-i salut cu drag pe cei de acasă. Sunt emoționată. Pe Andra o știu încă de la debut și mi-a căzut tare dragă. Ea este frumoasă pe din afară, pentru că așa o vedeți. Este absolut superbă, o femeie foarte frumoasă. Dar eu vă spun că are un interior la fel de frumos. Și cum e o vorbă din popor, se spune că așa e lumea, așa e lăsată de când lumea, frumos pe frumos e ea. A luat-o, a furat inima un gorjan de-al nostru și când doi își unesc destinele, ce putea să iese din doi oameni frumoși, atât pe interior cât și pe exterior, decât un copil minunat. Are o familie minunată. Îți mulțumesc că ai ales să fiu lângă tine. Vreau ca mulțumesc această frumos amintire să fie, să-ți amintești de mine din când în când și să-ți doresc ce-mi doresc pentru copiii mei. Tot binele din lume. Te iubesc odată, că te iubesc că mi-ești dragă, dar te iubesc și cu partea aia de suflet de moldoveancă, pentru că bunica maternă era moldoveancă. Și te iubesc și de acolo, dintr-o părticică a sufletului de moldoveancă. Tot binele lumii, sănătate și să fii fericită. Mulțumesc din suflet. Să te bucuri de fiecare clipă petrecută lângă cei dragi ție. Mulțumesc. Vreau să vă spun, dragi telespectatori, că am mers așa la drum de vreo 2-3 ori cu gașca de fete, cum le spun eu, doamna Maria, doamna Ileana, doamna Victorița. Deci pe mine m-a relaxat maxim. Doamna Maria cu glume, doamna Ileana cu glume. Deci mie îmi place enorm de mult să merg la drum cu aceste trei doamne. Și mie îmi place să le ascult. Mă distrez atât de mult încât, nu știu, nici nu simt când trece timpul. Să mai ales luați că cu voi. Mai facem o pană, nu mai merge frâna. Îmi place frâna, foarte mai mult să le ascult pe artistele din această seară, dar și pe artiști, că avem și doi artiști. Vorbim puțin mai târziu cu ei. Acum vreau să le dăm celor de acasă cântecul da, Marie să nu vorbesc Loga prea mult, da? La mulți ani, să cântăm mai mult, da? Maria Loga!
și o vară, iar cei care mi-au rămas merg cu mine pas la pas.
ce mi-aș dori, 10 vieți mi-ar trebui, 5 să le muncesc din greu, 5 să trăiesc cum vreau eu. Să fac tot ce mi-aș dori, 10 vieți mi-ar trebui, 5 să le muncesc din greu, 5 să trăiesc cum vreau eu. Doamne, cât aș vrea tinerețea mea. Aș vrea toate să le las, să trăiesc ce-a mai rămas. Astăzi nu mai sunt ca ieri, văd că nu mai sunt puteri. Aș vrea toate să le las, să trăiesc ce-a mai rămas. Doamne, cât aș vrea tinerețea mea. Când eram ca floarea întâi, n-am pus preț pe anii mei. Doamne, cât aș vrea tinerețea mea. Cele mai frumoase cântece le ascultați în această seară în emisiunea noastră și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că ne-am adunat să o sărbătorim pe Andra Matei. Mâine, 22 iunie, împlinește frumoasa vârstă de 30 de ani. Lângă tine, Andra, vreau să o aduc pe prietena mea dragă, pe artista dumneavoastră preferată, pe interpreta care a știut să-și facă loc în sufletele noastre ale tuturor. Este un om plin de viață, este o româncă veselă. Niciodată când ești lângă Ileana Lăceanu, nu te plictisești sau să fii supărat. Ileana Lăceanu, da, reușește de fiecare dată să ne înveselească și cu cântecul și cu voieșia ei. Te apreciez foarte mult și sunt convins că și telespectatorii te și apreciază eu. Și Andra Matei, toți te apreciem și te iubim. Sărut mâna, să trăiești! Bună seara, bine v-am regăsit! De fiecare dată sunt foarte bucuroasă când petrecem și facem o emisiune între colegi, între colegii mei de la Doina Gorjului, pentru că pe 1 iulie fac un an de când sunt la Doina Gorjului. Mulți înainte! Da? Lasă, te-ai reîntors, ai revenit acasă și sunt convins că până la pensie și după pensie tot la Doina Gorjului vei fi. Și pentru că în această seară, uite, Maria Loga plânge. Nu plânge, nu plânge. E foarte cald. E foarte cald. Am venit aici cu drag pentru m-am trezit la ora 5. La 5 jumătate am plecat de la Crasna la Târgu Jiu să iau pe cocoanele Victorița și Loga, care nu au carne de conducere, li s-a luat de către poliție. Adică n-au fost, cuminți cu coanele, da? Da, cocoanele n-au fost cuminți, au rămas fără carnet. Și eu... Da. Vedeți dacă Ileana este cu minte. Da, stai, Giurgiu. Ileana merge regulamentar, merge nu, când are limită de 50, ea merge cu 300 stai la oră. Stai să nu mă laud prea mult de ziua mea când am făcut aici la tine, am ajuns noi pe la 3 noaptea acasă și la intrarea în Târgu Jiu, am trecut pasarela și m-a oprit poliția și mi-a dat 9 milioane amendă. Puțin să chiar cadou, cadou. Și ce zic colegii în regie? Bravo, să trăiască. Da, tocmai de ziua mea. Și mă mir că doamna Ileana nu e o vitezomană așa. Dar nu știu ce v-am văzut ei. Dar stai mă, n-au ținut și ei cont că a fost ziua ta, că ești și tu cântăreață. Au zis că a trecut ziua mea, că trecută de 12 noaptea. Am înțeles. Spuneai că ești bucuroasă că ești lângă Andra. Da, vreau să vă spun că am cunoscut-o deja pe Andra. Este o fată deosebită. Nu vreau să o laud acum că este ziua ei, dar este o fată deosebită și îmi trimite mesaj și îmi spune: doamna Ileana, mergeți cu autocarul? Păi am spus că dacă eu nu mai vreau să merg cu autocarul și am zis totuși să nu se supere doamna Ileana,
Să o întreb încă o dată dacă vine. Dacă vine, mă duc cu ea să nu se supere. Dacă nu mai vine, bucuria mea. Eu credeam că de drag mergi cu mine. Păi de drag, tocmai că dacă veniți cu autocarul, vin și eu că-mi place. Dacă nu, nu o să mă duc singură. Vedeți cum a fost mâna pe mine, da? Da, păi tu ești fostul meu iubit din tinerețe. Acum am nu mai sunt? Nu mai ești, nu. Are alt iubit. Avem sentimente, sentimente, cum le separate. Zic? Nu separate. Cum se zice? Nu știu, dragă, ce sentimente. Platonice. Platonice. Ce sentimente ai tu, dar eu am acelea sentimente pentru tine. Nu mi-ai demonstrat. Nu? Urmează. Și vorba la Alexandre, ce trebuie să fac ca să-ți demonstrez? Păi să-mi cumpăr și mie câte un cadou. Material, ceva material. Am înțeles. Bine, spune ce vrei să spui. Am înțeles. Așa, fără să mă uit la voi, vă spun că Andra este o fată cu minte, o fată deșteaptă, o fată cu 5-7 ani de acasă, o fată credincioasă, o fată familistă. Și când spun familistă, primul lucru când l-are la ansamblu, mă duc repede că am copilul. Dar vede că e copilul bolnav, că e copilul răcit, că e copilul la grădiniță. Da. Să scot la mulți ani. Au zis că m-ai lovit cu poșeta aia ta. Ține puțin microfonul. Da. Că poșeta. Așa. Ce-i dragă acolo? Aici este un cadou pentru Andra. Mulțumesc și pentru tine, Georgel. Este CD-ul meu. Mă gândeam că primesc un pic. Știi că spuneam că nu o să-l scot. Și l-ai scos, gata, e finalizat? Este produs de către socrul lui Andra. Domnul Ijac este socrul lui Andra. Da, și dânsul și cu soțul lui Andra m-au convins că este păcat ca lumea să nu asculte cântecele mele. Mă, felicitări și socrului tău. Mulțumesc, și mulțumesc. Felicitări pentru ce faceți acolo. Era păcat, eu am fost intermediara. Da, aha. Am soțul tău m-a convins. Da. Auzi, iubire? Deci, el are o putere mai mare de convingere. Iubire, și când îl lansăm? Vrei să-l mai și lansăm? Păi nu-l lansăm? Păi am cântat odată când se ce. Mai microfonul mai aproape. Lăsați că le mai lansăm odată. Păi acum să vadă oamenii și poza și albumul. Păi și da, normal să spunem aici, să citim ce au scris. Sunt 17 cântece. Mulți știu că sunt înregistrate cu maestru Nicolae Botgros la Chișinău, orchestrate de către dirijorii mei de la Gorj și de la Olt. Și sunt foarte bucuroasă. Păi... gata, punem țara la cale, lansăm acest album, dar până atunci hai să cântăm pentru cei de acasă. Și eu vorbesc după? Sau a, vorbesc? Păi mai vreau să vorbesc. Vreau să-i mulțumesc doamnei Ileana pentru că a făcut un efort și a venit, pentru că, așa cum am spus și o să mă repet de multe ori în această seară, toți acești colegii mei au făcut un efort imens și le sunt foarte recunoscătoare, dar vreau să spun un lucru foarte important, care pentru mine contează. Când am ajuns la Târgu Jiu, sincer să vă spun, până să mă angajez sau așa, na, mi-era un pic, aveam emoții din altă zonă, nu știam cum o să fiu percepută, nu știam cum o să se comporte colegii cu mine, dar m-au făcut să nu mă simt o străină. Ceea ce pentru mine și a am făcut fost și o oră de gurj. Dragă, să ții minte, oltenii sunt cu suflet bun. Oltenii nu sunt invidioși, nu sunt răutăcioși. Gorjenii, te rog să specifici, faptul... gorjenii. A, Gorjul face parte. Am înțeles, Gorjul face parte din țara Oașului. Și faptul că m-au sprijinit și au fost alături de mine și mi-au spus o vorbă bună a contat foarte mult și încă contează. Și faptul că eu sunt lângă niște personalități, că Doina Gorjului are personalități, nu mă face decât să mă ambiționez și să stau mai mult pe lângă ei. Așa, stai pe lângă gorjenii deja au acceptat-o că are foarte mare succes printre gorjenii. Are. Hai să o ascultăm pe personalitatea, să o ascultăm pe celebra Ileana Leceanu Nucă. Ioane și tu, Gheorghiță, la-la-la-la-la-la-la, nu m-a sprins de ciobănii.
se lăsa, ei na, că și el la fel credea, da, 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 da. Ioane și tu, Gheorghiță, na, 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 nu m-a sprins de ciobăniță, na, 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 na. Da și dacă mă prindeați, na, 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 nici o brânză nu făceați, na, 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 na. Nici atunci, nici în alt an, ei, na, n-am mai iubit vreun cioban, la, 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 la. I-am lăsat pe amândoi, ei, na, că eu nu-s bună de oi, la, 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 la. Ioane și tu, Gheorghiță, la, 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 la. Nu m-a sprins de ciobăniță, la, 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 la. Da și dacă mă prindeați, la, 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 nici o brânză nu făceați, la, 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 la. Păi, Ioane și tu, Gheorghiță, păi nu m-ați prins de ciobăniță. Păi da, și dacă mă prindeați, păi nici o brânză nu făceați, păi eu și iară mă... Foaie verde bubnăut, of, of, și mă uit mândră, mă uit, of, of, și te iau cu demănunt, of, of, din crește până-n pământ, se ține mândra fotulă, sărută pe gură, se ține mândra măreață, dar mă strânge rău în brață. Se ține mândra fudulă,
mândra mea, e și măreață, e și fudulă, e și talentată. Hai să mai dau ceva din casă. Ia zi. De 4 zile dorm cu medalionul ăsta la gât. Pentru că am unghiile prea mari și nu pot să-l desfac. Dacă vrei să-l desfac eu. Și dacă mă vezi în cămașa de noapte și cu medalionul la gât. Nu vrei să-l desfac eu acum? Nu, acum trebuie în emisiune. Asta e în emisiune, ok. Dar dacă simți nevoia să te dezbrac, să te aranjezi, te aranjezi, te dezbrac. Uite, uite. Ce e, Maria Loga, ce ai pățit? Râde de medalionul. Că ea și închipuie, de și închipuie cum sunt eu în cămașa de noapte. Cu... mașină, zice. A venit sorul meu la mine și m-a găsit în cămașă de noapte și cu dita-i medalionul. Zice, ce Ileană cu el? Zice, nu pot să-l desfac. Și dor de 4 zile cu medalionul la gât. E, trebuie să fie cineva lângă tine să-ți desfacă medalionul. Vezi? Vezi? Mai trebuie și povestea asta a spus-o intenționat. Eu n-a spus-o așa, fără rost. Știu că a spus-o intenționat. Da, am înțeles, am înțeles apropo lui, dar înțeleg că în această seară, doamnelor și domnilor, alături de Andra Matei, vine o altă interpretă cu un glas strălucitor, cu o voce limpede, o voce bine timbrată și trebuie să-i mulțumesc acestei artiste pentru că îmi amintesc de începuturile mele când eu lucram la o televiziune locală din Drăgășani, iar ea, mare artistă, celebră atunci, celebră acum, a venit și mi-a fost alături. Așadar, îi mulțumesc din tot sufletul și din toată inima mea, celebrei Victorița Lăcătușu. Sărut mâna, bună seara! Da, pentru mine ești celebră, că te vedeam în Tezaurul Folcloric, te vedeam la televiziunea română, te vedeam, te ascultam la radio, eram așa la țară cu... și pentru mine a contat și încă o dată îți mulțumesc. Sărut mâna, bună seara! Mă bucur foarte tare, m-a emoționat. Chiar mi-am adus aminte de întâlnirea noastră de la început. Spun și eu bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur foarte tare că sunt în primul și în primul rând alături de gașca noastră de colegi mișto, așa. Și că Andra ne-a adunat astăseară aici. Îi spun și eu la mulți ani să fie sănătoasă. Ți-am adus trei trandafiri. Voi sunteți trei flori în casă, da. Adică tu, soțul tău și Vladimir, minunea voastră. Îți spun și eu la mulți ani, mă bucur foarte tare că te-am cunoscut, că ești colegă cu noi, că faci parte din gașca noastră de la ansamblu Doina Gorjului. Te iubesc ca om și ca interpret. Vezi, dacă e mămică, dacă e mămică, cum te-a înțeles și cum te-a primit așa sub aripa ei? Păi, da. Lângă mine am și eu o tânără care bate la, să zicem, la porțile cântecului. Hai, lasă că nu mai e bate, că a bătut de mult acum. E și așa, o înțeleg, în o înțeleg foarte bine, da, da. Și are un nepoțel tot Vladimir. Și, deci, da. Și cred că n-aș putea să vorbesc niciodată de rău pe cineva sau un tânăr interpret care încearcă să bată la porțile afirmării. Deci, nu, pentru că tu ai un suflet curat, ai un suflet extraordinar și știu că nu cunoști răutatea, nu cunoști invidia și să rămâi așa. Te rog. Cum am spus și nu am mințit, am fost primită foarte bine și toți colegii mei m-au ajutat să mă integrez cât mai bine și cât mai frumos și le sunt recunoscătoare tuturor, de la toți am de învățat, am învățat și voi învăța în continuare, pentru că deși suntem caractere diferite, provenim din medii diferite, din zone diferite, aici la ansamblu am învățat și o să învăț și eu, că eu sunt mai rebel așa un pic, încă nu m-am dat pe brazdă. Suntem totuși un tot unitar și ne ascultăm unii pe alții și avem grijă de, cum să zic, de probleme, pentru că eu, așa cum a spus doamna Ileana, eu mereu am copilul acasă, mereu vreau să fiu prima la spectacole, că mă grăbesc, că nu știu ce, și niciodată nu am, cum să zic, nu am primit un refuz sau niciodată... Ei, te înțeleg. Mă înțeleg, pentru că multe dintre colegele mele sunt și ele mame și probabil când mă văd pe mine că mă grăbesc în continuu, se gândesc și la ele. Dar tu știi cum facem noi cu interpreții pe care îi sărbătorim? Nu. În emisiune, punem să cânte și din alte zone folclorice ale țării. Trei zone. Oltenia, au ales colegii mei din regie, da. Să știi. Oltenia, Banat și Dobrogea. Te gândești, da? Oltenia, atenție, Oltenia, Banat și Dobrogea. Da, dar acum gândesc. O lăsăm pe Victorița, da, și tu, da. Te gândești, și da? Eu mă gândesc, temă. Da. Acum, doamnelor și domnilor, Victorița Lăcătușu! Sunt hoață,
știe că nu mi le spui doar mie. Voce curată, voce frumoasă, voce caldă. Toți interpreții din această seară sunt extraordinari și sunt extraordinari pentru că ei fac parte dintr-un ansamblu de înaltă ținută. Fac parte din ansamblul artistii profesioniști Doina Gorjului din Târgu Jiu. Încă o dată vreau să mulțumesc domnului Gheorghe Porumbel, managerul ansamblului artistii profesioniști Doina Gorjului din Târgu Jiu și directorului artistic Claudia Torop pentru că această ediție este susținută de ansamblul Doina Gorjului. Lângă Andra Matei vine mustăciosul, vine artistul, vine neobositul, vine talentatul Ion Drăgan. Spun neobosit pentru că deschizi televizorul, îl vezi pe Ion Drăgan. Închizi televizorul? Închizi televizorul, tot Ion Drăgan apare. Dai drumul la radio, îl ascult și tot acolo și Ion Drăgan. Și Ion Drăgan este cel care are ochii mai frumoși decât ai mei. A, da. Se vede, se vede foarte bine. Da. Ce culoare au ochii tăi? Verzi. Violet. Autentici, mulțumesc. Da. Da. Ioane, bine ai venit. E un verde tulbur. Nu cred că sunt aceleași flori, nu? Nu sunt, uite, florile sunt acolo. A, nu, dar semănau și de-aia. Eu am ales alb și roșu pentru că este o prințesă. Vai, la mulți ani. Mă bucur din suflet că
sunt alături de tine. Eu am văzut-o pe Andra prima dată la concursul și îi spuneam, nu vrei să vii la noi la Târgu Jiu? Da, el mereu când mă vedeam spunea să vin la Târgu Jiu. La Târgu Jiu. Eu așa îi spuneam, n-am ce căuta eu acolo, tu știi cum e. Nu e adevărat. Da. Nu, dar așa îi spuneam tot timpul când ne vedeam. Păi nu mi se părea că, cum să zic, mă încadrez. Nu mi-e locul acolo mie. Mă, te-ai încadrat, uite, așa cum ai spus puțin mai devreme, oamenii de la Doina Gorjului te-au primit frumos și directorii și colegii. Foarte și frumos. Este un lucru extraordinar să nu existe invidie între voi. Și dacă există invidie, ăsta este cel mai rău lucru. George, suntem o familie noi acolo. Zic așa, tu intri pe scenă, tu ai publicul tău, ai succesul tău. Eu intru pe scenă, am publicul meu, am succesul meu. Reprezentăm sau de multe ori, oamenii care te iubesc pe tine, mă iubesc și pe mine și pe ea și pe... Pe fiecare adică, parte. Pe fiecare nu trebuie parte. Să ne încărcăm sufletul și inima și mintea cu răutăți. Voi sunteți o familie acolo. De multe ori întingeți vorba aia într-o tigaie, împățiți un sandwich, o sticlă cu apă. Covrigă este împreună. Bine să vă întâlniți, să vă respectați. Dragan la birou ne aduce covrigi. Mulțumesc, aproape Victorița. De fiecare dată. Bă, bine, este ca, un lucru bine, bun. Bine că omul aduce ceva. Da, dar Ileana nimeni aduce. Ileana, Ileana. Da, ia să laudă care, așa la are, așa no, care așa. Ileana, Ileana vă aduce zâmbetul ei, vă face să vă simțiți bine acolo. George, vreau să spun un lucru, iată-mă că te deranjez. Acest om lângă mine ne dă spiritul ăla de bunătate, de bucurie și ne aduce aminte așa de unele chestii glumețe, nu? Mai e și medic așa, la fiecare. Ia și cu Georgiana, Părțar. O făcut medicina, da. Păi foarte bine, cu uite, tratează sufletul omului și cu cântecului și cu ceea ce au practicat. Sincer, te rog, repede, Jor, două vorbe despre Drăgan. Vroiam doar să spun că Ion este un coleg minunat, este de un suflet foarte bun. Nu spun așa doar pentru că dă bine la televizor, dar așa este. El mereu e lângă noi, mereu ne zice o vorbă bună, nu este zgârcit, vine cu trenul ca să nu deranjeze pe alți colegi cu mașina. Dar una peste alta mă bucur că este aici, face mult pentru mine acest lucru și eu am înflorit în altă zonă, poate pentru cineva și mereu când m-am mutat în Târgu Jiu, toată lumea mi-a zis, vai, dar nu ți-a fost greu să pleci de la Suceava sau să, de unde locuiai din București, că totuși, na, e altă zonă, altă gândire, alți acolo, oameni. Dar eu am cântecul meu și... Eu mereu am simțit că nu voi înflori la mine în zonă, ci voi înflori în altă parte și uite că acea parte a fost Gorjul și nimic nu e întâmplător. Soțul meu e de acolo, adică nimic nu este întâmplător că este de la bine Dumnezeu. Acolo. Drăgane, colegul meu, inginerul de sunet, domnul Andrei, îmi spune când vorbești, să vorbești mai aproape de microfon. Aici e bine? Domnul Andrei, foarte este bine, e bine acolo, gata. Ok, este 2-10. Ioane, o întrebare înainte de a cânta. Eu am tot văzut pe Facebook imagini cu tine. Ți-ai cumpărat capre, vaci, oi? Nu, mândale mulge, am văzut cu... Mă, stai pui că nu te aud. Cântă cu o capră în brață și zice, o cheamă Ileana, așa? Mă, asta n-am văzut-o, dar am văzut că era la acolo, la căldare, cu oaia, cu vaca, deci, cu capra, cu ce. Este un cântec din Banat care se numește Ileana, o cheamă Ileana și el o cânta. Ileana, o cheamă nu pentru Ileana. Tine. Dar nu-i de la Crasna, am spus. Cât a crede? M-am simțit. Mă, acum eu înțeleg de unde este brânza asta atât de bună. Deci tu ai adus-o, da? Nu, Georgel. Georgel, vreau să spun. Da, stai. Deci m-ai văzut acolo cu capre, cu este unui prieten de la Peretul, Adrian Santu, el are animale, nu eu m-am cu mișor. M-am gândit că ți-ai cumpărat cu capre. Mulg, știu să zic, dă-te capră mai încolo, dă-te oaie. Na. Păi auzi, are multe capre, oi, vaci, domnul despre tot. Are. N-am simțit. Nu! N-am simțit, să știi, data viitoare să simțim și noi, da? Nu știu, o să-i spun domnul Adrian Sandu de la Peretul, să ne dați, domne, 2-3 kg de domnul Adrian, să știți că n-a stricat așa o... La ziua lui Drăgan promite că vine aici cu... Nu, domne, contracost, adică nu degeaba, stați liniștit. Dar de fapt aduceți că vă dăm cântecele lui Ion Drăgan, în schimb. Ia priviți-le, ia ascultați-le și aduceți-ne brânza aici. Ion Drăgan! De iubit, ală umăr e ru, că din asta am trăit, ală umăr e ru.
mândrele mi-o răsta în minte și mi-o răsta de acum înainte. Mândrele mi-o răsta în minte și mi-o răsta de acum înainte. Am trăit așa ușor, numai cu dragostea lor, numai cu dragostea lor. Am trăit așa ușor, numai cu dragostea lor, numai cu dragostea lor. Cine-n viață n-a iubit, alău umăr e ru. Cum naiba de-o fi trăit, alău umăr e ru. Că eu m-aș lăsa de toate, dar de mândre nu se poate. Că eu m-aș lăsa de toate, dar de mândre nu se poate. De mândruțe tinerele, popale ale nei ca pe ele. Că mi-au făcut zile grele, de mândruțe tinerele, popale ale nei ca pe ele. Că mi-au făcut zile grele. De-ar fi să mor într-o noapte, alău umăr e ru. Să vină mândrele toate, alău umăr e ru. Câte una să mă plângă, că le-am iubit să-mi ajungă. Câte una să mă plângă, cât le-am iubit să-mi ajungă. După ce noi mai fi eu, să le ajute Dumnezeu, măi, că nu am fost băiat rău. După ce noi mai fi eu, să le ajute Dumnezeu, măi, că nu am fost băiat rău. Seacă la inimă, mă usuc ca frunza-n fac, de cine-mi e dor și drag, măi. Dar e lume rea și bună și mă seacă la inimă, mă usuc ca frunza-n fac, de cine-mi e dor și drag, măi. Lume, tu cu gura ta, și-am trimis dorul la stele. Fac nici rău, nici bine. Ce-ai avea lume cu mine, că nu-ți fac nici rău, nici bine. Că sunt fir de busuioc, scuturat fără de noroc. Nu vreau să știe lumea mâi, cât mie inimioara grea. Soioc, măi, scuturat fără de noroc, măi. Nu vreau să știe lumea, măi, cât mie inimioara grea, măi. Lume, tu cu gura ta, ironie inima, i-am pus foc inimii mele.
s-am urcat dorul la stele. Frumos, punem foc inimii și trimitem dorul ăsta către stele. Păi să nu mai și suntem atâta la inimă. Și suntem mai limpezi la minte și nu mai avem nicio grijă. Dar eu am grijă Andrei Matei în această seară pentru că nu știu dacă s-a pregătit, i-am spus că trebuie să interpreteze. M-am pregătit cu două din trei. Și la a treia mai schimbăm un pic. Care? La ce ales? Oltenia, Banat sau Dobrogea? Am ales Oltenia și Banat și Dobrogea o schimbăm cu Maramureș, dacă vrei. Bine, hai cu Maramureș. Vreau. Pentru început, Oltenia. Așa. O strofă? O strofă, da. De la cine? De la din ce folclor. Cântăreți? A, deci nu ai cred. De, n-ai luat de la Maria Loga, că te dă în judecată, nu, da? Nu, bun, hai. Cu drepturi de autor, cu alea, știu, știu, cunosc. Bine, ia zi, hai să vedem. Asta. Acum să zic că doamnele după aia, dacă păi fac nota unde trebuie, da? Îți dăm notă, vedem. Zi. Mai necuță, mai gorjene, leagă scalul de zăbrele. Mai necuță, mai gorjene, leagă scalul de zăbrele. Nu de stâlpu casei mele, că mi-au ieșit vorberele. Nu de stâlpu casei mele, că mi-au ieșit vorberele. Bravo, bravo, foarte frumos. Dar puțin mai târziu, uite, am să-l rog pe Ion Drăgan, dar puțin mai târziu, îi dau temă de gândire. Vreau să încânte o strofă din Țara Oașului, o țipurătură. Da, dar puțin mai târziu. Să vedeți cât de bine țipurește Ion Drăgan, doamnelor și domnilor, dar până atunci haideți să ascultăm cântecul din Moldova, adus de Andra Matei. Merge gura mă zăcii, nu mă dă badea pizecii. Că am mers la
ghiți, eu nici măcar nu sunt ghiți. Fericit din cin mă țâni, nu-s nevasta la oricini. Însisteață mă descurc, viața pe deget-o învârt. Tac și înainte merg, cam știu ce să-mi aleg. Însisteață mă descurc, viața pe deget-o învârt. Tac și înainte merg, cam știu ce să-mi aleg. Și nici poieni tridiri dridam, da. Ca la noi la soce veni tridiri dridam. Nici livești și nici poieni tridiri dridam, da. Ca la noi la soce veni tridiri dridam. Am cămieș în flor batută, ca la Suceava cu sută. Ca la Suceava cu sută, dar eram tridiri dridam. Și joc bine, e tiba de după mine, e tiba de după mine, dar eram tridredam. Hai aruncă-mă în sus, tridiri-dredam, da. Și m-am vârtit ca pe-n fus, tridiri-dredam. Hai aruncă-mă în sus, tridiri-dredam, da. Și m-am vârtit ca pe-n fus, tridiri-dredam. M-aș suie pe deal ușor, să văd valea dornilor, să văd valea dornilor, ta eram tridredam. S-arunc ochișorii roată, tridiri-dridam, da. Să văd Bucovina toată, tridiri-dridam. S-arunc ochișorii roată, tridiri-dridam, da. Să văd Bucovina toată, tridiri-dridam. Mi portul neamului, viața Suceveanului, viața Suceveanului, ta eram tridredam. Drag mi portul neamului, viața Suceveanului, viața Suceveanului, ta eram tridredam. Nici la joc, nici la cântat, trideri dridam, da. Neam mai mândru n-am aflat, trideri dridam. Este-ai neam de omenie, trideri dridam, da. După cum îmi place mie, trideri dridam. Nici la joc, nici la cântat, trideri dridam, da. Neam mai mândru n-am aflat, trideri dridam. Este-ai neam de omenie, tridiri, dridam, da. După cum îmi place mie, tridiri, dridam. Și nouă ne place când suntem la veselie, când suntem la bucurie și când îi sărbătorim pe interpreții cântecului popular românesc. Lângă Andra Matei vine o familie, vin doi oameni care întotdeauna au știut să aducă frumos cântecul popular. El este profesorul Viorii. Ea este o artistă cu un glas deosebit. Și pe această artistă, pe Georgiana Bârsacă, și despre ea este vorba, am întâlnit-o în urmă cu vreo 20 de ani prin festivaluri, prin concursuri, iar de atunci, iată, cei de la Doina Gorjului au luat-o și cred că are vreo 20 de ani de când este acolo la ansamblu, adică o artistă cu ștate vechi. Și ea nu este singură, are colegii ei, dar mai ales îl are pe soțul, pe Daniel Bârsac. Oameni minunați, haideți lângă sărbătorită. Bună seara, bine ați venit. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dar îmi place că spusești tu așa fugat 20 de ani. Păi ce, suntem bătrâni? Vrei nu, dragă, avem 22 de ani. Exact. Dar noi suntem pe scenă de la 2 ani. Păi, da, normal. De-aia cine a zis că suntem bătrâni? Păi, nu știu, că duci fuga cu ani. Nu, cel mai mare defect al nostru este că suntem prea frumoși. Exact. Că suntem prea deștepți și suntem foarte talentați. Păi, da, normal. Așa. Eu mă bucur că în această seară suntem aici alături de Andra. Andra este cea mai nouă colega a noastră și cea mai tânără, cea mai frumoasă, cea mai talentată moldoveancă de la Gorjeni. Eu mă bucur pentru ea, pentru omul Andra în special, pentru că a fi om e lucru mare, cum spune
un cântec, iar Andra este un om, în primul rând, înainte de a fi mămică, de a fi soție, de a fi cântăreață, de a fi cine vrea ea să fie. Mă bucur pentru omul Andra Matei, mă bucur că îi suntem aici aproape cu toții și, într-adevăr, ne simțim ca într-o familie, zic eu, pentru că am adoptat copilul cel mic. Da. La mulți ani, Andra, să fii sănătoasă! Așa, ea a dat gândurile, a dat vorbele astea frumoase, iar soțul dă florile. Da, lasă să zică și el două vorbe. N-are voie. Bună seara. În sala de repetiție o așteptam pentru prima oară. Când a intrat pe ușe, s-a luminat sala. Așa este, vă spun sincer, asta am simțit. Chipul ei suav, luminos. Și știți cum a intrat? Și zâmbetul mai ales. Știți cum a intrat? Uite așa, vă timid. Păi eu vreau să-i salut pe toți și... Ne-a cucerit de la prima repetiție. Ne-a cucerit prin felul ei de a fi, prin prezența ei, sigur că da. Îți doresc numai bine, sănătate, la mulți ani, să-ți trăiască familia și tot ce-ți dorești și succese pe toate planurile. Mulțumesc din suflet. Așa, primește și florile. Hai să vă și pup, da? Așa. Stai mă că mai vrea soția, mai vrea Georgiana să mai zică două vorbe. Nu vreau să zic să-mi dea microfonul că fâșe din cauza florilor. Am înțeles, te rog. Dar erau atât de concentrați amândoi încât nu a avut să-i loc. Foarte bine. Nici ei nu s-au băgat în discursul tău. Zice ceva și de Daniel. Lasă că de el tot de 20 de ani încoace, de 25 chiar. De 30, 25. Ia zi, Andra. Deci m-ați emoționat profund. Treaba asta cu prima întâlnire nu știam, dar mă bucur. Mai ai de aflat. Mie îmi place să cred că am o relație corectă cu toți colegii mei, începând de la, nu știu, de la instrumentiști, colegi care sunt acolo, contabile și toate alea, până la, cum să zic, cei mai apropiați, colegii mei soliști. Și mă gândesc că am făcut, cum să zic, încerc să fiu cât mai om, vorba doamnei Georgiana, și să le arăt respectul meu, pentru că la rândul meu și eu o să primesc același respect. Și fac tot ce pot și învăț de unde pot și fur de unde pot și... Da, așa este bine. Ești să respecti. Un om, ea este un om care ascultă la ceea ce îi se spune, spre deosebire de alții care se cred a toate știutori. Ea este omul care ascultă și învață, ceea ce pentru mine personal înseamnă că este un om de calitate, o persoană de calitate. Tu asculți? Eu, da, am ascultat până acum. Bine. Acum mai vreau. Nu, dacă ai zis că asculți, trebuie să mă asculți. Aha. Și în această seară și tu și soțul tău să le oferiți celor din fața micului ecran cântece frumoase, ascultați-le. Sus în culmea de lulu,
Bravo, felicitări, maestre. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că ediția din această seară a emisiunii noastre este susținută de ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului din Târgu Jiu. Mulțumim domnului manager, domnului Gheorghe Porumbel, mulțumim tuturor celor care se implică în promovarea cântecului, a tradițiilor, a obiceiurilor. Iar acolo la Gorj este o adevărată școală, dacă vreți, de cântec popular și acolo la Gorj lucrurile se fac cu simț de răspundere. Înainte de a merge mai departe, dați-mi voie să vă spun că Primăria Municipiului Tulcea și Ansamblul Artistic Profesionist Baladele Deltei organizează în zilele de 23-24 iunie Festivalul Național Concurs de Muzică Populară Natalia Șerbănescu, ediția cu numărul 11. Mergem mai departe, lângă Andra Matei vine o altă artistă cu o voce superbă, cu, nu știu, cu un repertoriu extraordinar. Întotdeauna a fermecat sufletul omului cu glasul ei, cu totul și cu totul special. Este o româncă adevărată, o fată cu foarte mult bun simț, o fată care nu deranjează niciodată. Mă bucur că, iată, în această seară, Alexandra Blaje vine cu cântecul ei superb. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Am venit cu un coșuleț frumos pentru cea mai frumoasă colega mea. Mulțumesc, din suflet îl dăruiesc, pentru că merită. Dar să te și pup, da? Da. Eu nu o să spun altceva decât că de când am venit am cele mai copioase mese, cele mai frumoase glume, cele mai... Noi vorbim, noi suntem... Stai un pic, cum e treaba asta cu masa, adică, la ce te referi? După ce terminăm la serviciu, Andra, hai să mâncăm. Unde, în oraș sau acasă? Păi, găsim noi unde nu se pune, în oraș, bineînțeles. Păi, dar de ce nu gătiți, mă, că sunteți, știi, vorba aia... Păi da, dar e altceva, în oraș are gust. Păi da, dar nu să stăm concentrate la ce gătim, mai bine să ne servească cineva. Da, soția mea, Ileana Lăceanu, zice, domnule, dar suntem artiste, suntem doamne, ne respectăm, ieșim la restaurant. Foarte bine, bravo, dragă. Ce mănânci? Dă-mă, stai, că nu mă pot abține, iertați-mă. Ce mănânci, ce sunt aia? Mănânc creveți, adică noi mâncăm, ieșim la restaurant și mâncăm caracatiță și creveți. Ultima mea ieșire a fost cu Maria Loga, pentru că i s-a părut că sunt puțin deprimată și m-a scos la restaurant. Dar la mesele astea despre care vorbiți, îl chemați pe domnul director? Bineînțeles, dar este cam ocupat dânsul. Dar a fi invitat, da? Da, tot timpul chemăm. Să zicem că da. Uite, am să-i dau un telefon domnului director. Avem noroc că domnul nostru director este un director foarte de gașcă, foarte mișto, da. Care mereu... Mă, am să-i dau un telefon domnului director să vină în platou. Sper să și ajungă, că am înțeles că e pe aici prin zonă. Cheamă-l că se teleportează. Da? Îi dau un telefon. Hai să o punem pe Alexandra să ne cânte și chiar îi dau un telefon domnului director să vină în platou. Și o să vedeți ce repede vine, domn, da? Director. Da. Nici n-apuc să termin prima melodie. Voi îl cunoașteți mai bine. Da. Ca gândul și ca vântul. Eu cred că se uită la noi. Hai să ne cânte Alexandra și după aia vorbim și cu domnul Porumbel. Sper să și ajungă. Păi nu m-a lăsat să-i spun nici la mulți ani, să fii sănătoasă, să fii iubită, să... Ce vrei tu? Andra, o să vorbim la o masă. Mai bine. Acum hai să cântăm Alexandra Blaje. Întorc cu bine, Ana, Ana, al tău suflet cu
Îți jur, ba de cât o-i fi pe pământ și-o-i mai dorui, ba de cam să te port în inimă, doi ani o să am hodină, ba de nici noaptea n-ai mai dormi până acasă n-ai venit, ba de inima mea e a ta, ba de cât o fi lumea, măi, ba de cu sufletul împăcat s-o plecat badea din satană, a plecat cu tine în gând și-a crezut al tău cuvânt, ană. Dar între cer și pământ ești mai mult, Ana. Unu-s ține jurământul, cât-i lumea și pământul, Ana. Nu trec un an jumate, uitași că badeai departe, Ana. Ochii tăi negri ca mura, iubesc pe altul de-acum, Ana. Te-ai grăbit, te-ai măritat, pe altul, Ana, ți-ai luat, Ana. Pentru gura satului, lăsași ochii badiului, Ana. La poalele muntelui, la izvorul norului, Ana, umpleaiul ciorul cu apă, te grăbeai să ajungi acasă, Ana. Ana, fată de la munte, te-a strigat badea pe nume, Ana. De ce nu mi-ai mai răspuns, o scrisoare nu-i de ajuns, Ana? Ochii-n lacrimi s-au umplut, inima rău te-a durut, Ana. De ce îmi plângi, Ana, dragă, te-ntreabă badea, măi, fată, Ana. Nu te bucuri că am venit, timpul repede a trecut, Ana. Eu, bade, m-aș bucura, dar nu mai pot fi a ta. Ana, cu suflet curat, de ce ai căzut în păcat, Ana? Jurământul unție, fată, unde-i dragostea curată, Ana? Ana mea, floare de mai, noaptea somn să nu mai ai, Ana. Inima mea-i rupt jumate, de dragoste să n-ai parte, Ana. Cer și pământ, unul iubește mai mult, Ana. Unu-s ține jurământul, cât-i lumea și pământul, Ana. La 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 la, treci ca roa dimineața.
mamă, la 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 la. Floarea tinereții, în grădina vieții, îi al meu băiat pe lume, la 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 la. Boboc pentru de bujor, la 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 la. La 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 la. Așteptut la ca să crească, la 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 la. Mândru ca să înflorească, la 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 la. Raza mea de soare, bucurie mare, i-aduci mamei alinare, la 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 la. Doamne, am să-ți mulțumesc, la 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 la. Un băiat mi-ai dăruit, la 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 la. Visul mi s-a împlinit, la 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 la. Dă-i, Doamne, doar bine și noroc pe lume, viață plină de iubire, la 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 la. Voci alese în această seară, cântece extraordinare, doamnelor și domnilor. Și încă o dată mulțumesc ansamblului Artistii Profesionist, Doina Gojului din Târgu Jiu, pentru susținerea emisiunii noastre din această seară, când noi o sărbătorim pe Andra Matei. Stai puțin, înainte de a zice tu ceva. Am vorbit cu domnul Porumbel și a zis că nu vrea să vină în platou, dar până nu-i promite Ileana Lăceanu că îl scoate la o caracatiță, la nu știu ce și la nu știu cum. Dacă nu scoți tu, dacă nu scoate Ileana, îl scoți tu? Îl scot eu pe șeful la masă. Să știi că ne aude, că eu am telefonul aici. Zici să vedem dacă vine șeful. Da. Șeful vine? Vine. Uite, pentru tine vine, vezi? Pentru tine. Pentru tine vine. Domnul director. Bine ați venit, șeful. Bună seara, bine ați venit, domnul director. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit, dragilor. Rog-te frumos, Georgel, să mă lase. Vă las, vă las, dați-i darurile și apoi vă las. Așa, gata. Sigur că da. Dincolo de buchet de flori, am adus o plachetă, zic eu, care sper să-ți placă, e din partea Consiliului Județean, personal al domnului președinte, din partea mea și a Claudiei Torop, directorul artistic al ansamblului nostru, și zice-se aici onoare și excelență pentru Andra Matei, copilul minune venit din Suceava să înnobileze cu cântecul moldovenesc altarul sfânt al folclorului gorjenesc, alături de Doina Gorjiu. Bravo! Dă-mi te rog, ca să o arăt, este a ta, foarte frumoasă această plachetă, această distinție. Domnul director, să știți că înainte de a începe emisia noastră, chiar și în emisiune, Andra Matei v-a mulțumit că ați primit-o frumos, că ați avut grijă de ea, așa cum aveți grijă de toți interpreții ansamblului profesionist Doina Gorjului. Toți oamenii au cuvinte de laudă, toți oamenii spun că nu le sunteți un șef, le sunteți prieten, că sunteți bun. Chiar au dreptate, așa este? Da. O vorbă de pe la noi zice că mai rar ca mine, numai doi în Craiova, dar unul a murit. Nu, știți de ce v-am întrebat? Pentru că Ileana Lăceanu spunea puțin mai devreme că ea iese la meci, la scoici, la caracatiță, la... Am auzit-o. A venit și aprodată cu astfel de legume la serviciu să zică: domnul director, uitați, domne, am dat comandă de un platou cu caracatiță. Stai că n-am făcut decât un an de zile de când sunt la ansamblu, urmează. Urmează, auziți. Ce vreau să vă spun. Ca și Andra, nu? Un an de zile. Domnul director, căruia noi spunem șeful, pentru că mai sunt și alți directori care nu acceptă să li se spună șeful, da. Așa. Vreau să vă spun că iese din zona mea, la 8 km de Crasna, este de la Novaci, și mai rar un director ca domnul Porumbel, pentru că nu cred că ți-a venit aici vreun director de ansamblu să sărbătorească toți soliștii, nu, chiar să-i nu. Sponsorizeze emisiunile. Și mulțumesc din tot sufletul și din toată inima mea, pentru că este un om minunat și este un om care a înțeles că
cei de la ansamblu, cei pe care coordonează, trebuie să-i pun așa, când se poate, într-o lumină bună, iar domnul director face, și nu numai cu soliști, am văzut cu tot ansamblu, fie da. N-am înțeles despre mine, e vorba aici. Da, despre dumneavoastră este vorba. Și eu care gândeam că vin să o serbăm împreună pe colega noastră, pe Andra, și să vă spun, dragii mei, dincolo de plăcerea de a fi întotdeauna lângă colegii mei minunați, îți dai seama că Andra este o colegă tânără, venită de un an, așa cum a lăsat să se înțeleagă, bănuiesc în ceea ce v-a spus până acum, dar care foarte repede s-a adaptat, să zic așa, parcă ar fi de o viață între noi. Și dacă vreți, vis-a-vis de succesul Andrei, mie pur și simplu nu-mi vine să cred, dar cred că nici ei nu-i vine să creadă așa ce ascensiune fulminantă a avut lângă ansamblul nostru. Păi da, pentru că este într-un ansamblu de înaltă ținută, este un ansamblu profesionist. Aveam nevoie de cântec moldovenesc. Un ansamblu profesionist care se respectă trebuie să aducă piese din toate zonele etnofolclorice. Și slavă Domnului, lângă cât material coregrafic aveam noi din Moldova, asta chiar ne lipsea, un solist din Moldova. Și iată că Andra a venit la momentul potrivit. Bine, ce să spun acum, nu putem să ocolim, e și meritul lui Andrei Ijac, fiindcă dacă nu era soțul ei, Andrei, nu știu dacă ajungea sau nu în Gorj. Iar venind acolo, nu se putea să nu vină lângă noi. E prea... Nu neapărat că e frumoasă, e prea talentată și, cum să zic eu, prea sociabilă încât să nu se adapteze foarte repede și foarte ușor lângă noi. Eu am avut noroc de două lucruri. Eu i-am mai spus lui șeful și el știe treaba asta. Faptul că m-am căsătorit cu un băiat fain, da? Din Gorj, da. Și faptul că domnul director a pus ochii pe mine, așa în ghilimele, la Maria Lătăreț în 2012, când am luat trofeul, și de atunci am avut un locușor așa în inimioara lui. N-am uitat că m-a mai chemat? Nu a uitat, și încă o dată eu îl felicit. Să știți că nu sunt prea mari cuvintele mele, domnule director, dar le meritați. Pentru că dacă la cârma unui ansamblu ar fi un director, iertați-mă, care nu s-ar implica, care nu l-ar interesa, n-ar face absolut nimic. Și să-mi fie iertat ceea ce spun acum, dar se întâmplă și la noi în țară ca unii directori să fie dezinteresați. Sunteți interesat de tot ceea ce se face acolo, pentru cântec, am spus puțin mai devreme, pentru port, pentru dansuri. V-am văzut nu numai în emisiunile noastre, v-am văzut în foarte multe emisiuni, v-am văzut în foarte multe concerte. Sunteți lângă ei, asta vor artiști. Ceea ce trebuie să recunosc, vrând nevrând, este faptul că eu trăiesc tot ce se întâmplă în scenă și tot ce se întâmplă în Doina Gorjului. Îți dai seama că sunt aproape de 20 de ani între acești copii minunați. Da, sigur că da. Recunosc că sunt din zonă pastorală de la Novaci și îmi place, mai mult decât orice, îmi place cântecul ciobănesc. Dar asta nu înseamnă că și celelalte piese îmi displac, Doamne ferește. Vreau să-i spun, Andrei, că ești norocoasă. În primul rând, ești născută la zi mare, știai? E cea mai mare zi din an, astăzi, 22 iunie, sigur că da. Știam. Apropo, mă, micuța ta când te-a născut? Ziua, noaptea? Că noaptea a fost cam scurtă, nu știu dacă... M-a născut după amiază, de asta și mă trezesc greu. Da, te-a născut ea, ce frumos. Așa, ce vreau să mai spun, că am venit, nu singur, am venit cu Nei Hărăboiu, cu colegul nostru. Eu l-am și chemat în platou aici, n-a vrut să vină. Cum să zic, e un platou, e un pilot de cursă. La voi nu mi se pare că nu se zice pilot, la voi le zice chiloți, sau cum? În moldovenește. Da, sigur că da. Vedeți, de aceea la ansamblu Doina Gorjului lucrurile merg cum trebuie, pentru că oamenii glumesc, oamenii se simt foarte bine. Domnul director. Eu le-am zis tuturor și o zic aici, mi-asum răspunderea vis-a-vis de ceea ce spun. Le-am zis, repet tuturor, ăla care se simte stresat, care vine așa tras de păr la serviciu, mai bine să nu vină. Mai bine să stea acasă, așa este. Domnul director, dacă vreți, rămâneți lângă noi aici, simțiți-vă bine, că după ce încheiem emisia, suntem invitați la un restaurant mare, cel mai mare din București, de Andra Matei. Cu caracatiță? Sau cu nu știu, ea a făcut meniu, Ileana. Păi atunci Ileana. Cine invită, eu sau doamna Ileana? Tu, dragă, ea n-ai zis că te-a ajutat la meniu? Nu m-a ajutat la meniu, că doamna Ileana e pe tradițional, ea zice așa, dar... Lasă că vine Miela.
hai mă, lasă, deci, ne dai ce dai tu acolo. La mulți ani, Andra, și atât vreau să-ți mai spun. Bineînțeles că visez, dacă spun că mi-ar plăcea să fiu și eu atunci lângă tine, dar oricum îți doresc să împlinești și tu, la Doina Gojului, atâția ani de carieră artistică cât îți împlinește anul acesta Maria Loga, 45 de ani. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Este un vis ceea ce trăiesc și nu mi-aș fi imaginat niciodată că la 30 de ani să fiu înconjurată de atâți oameni valoroși. Vă iubesc, șef. Acum vreau să... Și eu te iubesc, Andra, și vreau să mai adaug doar atât că sunt sigur că toți colegii noștri și-ar fi dorit să fie astăzi lângă tine aici, numai că vechea meternă a lui Georgel și a studioului e faptul că e mic, aici n-avem loc, dar o veni și o vreme când... Nu, că mi-am propus... ...s-o muta la casă nouă mi-am și... Mi-am propus să vin cu echipa la dumneavoastră acasă, într-un spațiu și mai mare poate, și să facem... Poate vine Edno la noi și... Asta vom face. Găsim o soluție. Mulțumesc frumos, domnule director. M-am spus, dacă vreți să stați lângă noi, te avem puțin tine, din emisie. Georgel, și te felicit. Rămâna, pentru tot ce faci la Edno, bun și frumos, și chiar felicit întreaga echipă, așa. Și sfatul meu sincer este să nu vă dați bătuți. Nu, nu ne dăm. Ușor nu o e, sunt convins, dar să nu cedați. Nu, deci, pentru că iată, Edno rămâne în continuare în preferințele oamenilor, te rog. Vreau să mai zic și eu două cuvinte, pentru că șeful a făcut un asemenea efort și a fost astăzi alături de mine și îi mulțumesc din suflet pentru... Dar crezi că nu veneam? Te-ai fi gândit că nu vin? Nu m-am gândit, sincer. Știam că veniți, știam că, așa cum am spus, sunt în sufletul dumneavoastră și vreau să vă cânt un cântec. Ia zi. Deci ciobănie, că șeful, ciobănia e pe locul întâi, da, se știe. Hai, 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 pleacă oile la munte, pleacă oile la munte, măi. Combatal frumos în frunte, măi. Vântul bate vălurele și îi aduce dor și jele, măi. La 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 la. Și să învârte roată, roată, ca băcița mea odată, măi. Bravo! Felicitări, bravo! Mulțumim încă o dată domnului director al ansamblului artistic Doina Gojului din Târgu Jiu. Am făcut o mărturisire, susțin în continuare, ăsta e adevărul, nu m-a săturat niciodată de cântec ciobănesc. Domnul director, încă o dată mii de mulțumim. Atenție, a nu se înțelege greșit. N-am zis și de băcițe. Așa este. Aplauze, vă rog, pentru domnul director. Domnul director, vă rog frumos, cum simțiți dumneavoastră? Ce să-ți doresc eu ție? Închei cu... O mărire de salariu. Închei cu finalul cântecului Georgianii. Când muierea e isteață, totul merge ca pe ață. Așa e. Mulțumesc din suflet. Mulțumim, domnul director. Sănătate vă doresc și vă așteptăm cu drag de fiecare dată. Șeful, vă rog să serviți un vin. Este făcut de tatăl meu. Auleu. Da, trebuie să mă laud. Din Moldova? Din Moldova, un gin. Un gin din Moldova. Este un gin foarte, foarte bun. Domnișoara Maria Loga, mi se pare că a stat cam mult la masă, ați servit din gin. Ia, haideți la cânta, doamna Maria. Doamna Maria, vreți să mai stați? Hai, lăsați-o pe doamna Maria să servească vinișorul și să-l punem, uite, pe Drăgan, că tot stă acolo cu mâine. Sunt. Ioane, microfonul ți-a aparține, te rog frumos. Doamnelor și domnilor, ascultați-i pe... Hai mă, ia cu viață! Ascultați-i! Inimioară, inimăria, mai stai un pic, să vină mândruța mea, Doamne, la iubit. Inimioară, inimăria, mai stai un pic, să vină mândruța mea, Doamne, la iubit. Trece timpul, trece peste noi, și-mi doresc, mândruță, să fim amândoi. Trece timpul, trece peste noi, și-mi doresc, mândruță, să fim amândoi.
ce frumoasă-i dragostea, mândrulița mea. Dacă știi mândră purta, mândrulița mea, cu patima și cu dor, mândrulița mea. Să ne iubim puișor, mândrulița mea. Trece timpul, trece, trece peste noi. Și-mi doresc, mândruță, să fim amândoi. Trece timpul, trece, trece peste noi. Și-mi doresc, mândruță, să fim amândoi. Am știut buzele tele, mândrulița mea, cât venin ascund în ele, mândrulița mea. N-am știut inima ta, mândrulița mea, că nu bate pentru a mea, mândrulița mea. Trece timpul, trece, trece peste noi. Și-mi doresc, mândruță, să fim amândoi. Trece timpul, trece, trece peste noi. Și-mi doresc, mândruță, să fim amândoi. A venit altul din lume, mândrulița mea, și-a plecat mândru cu tine, mândrulița mea. Pentru bani, pentru avere, mândrulița mea, ai uitat buzele mele, mândrulița mea. Trece timpul, trece, trece peste noi. Și-mi doresc, mândruță, să fim amândoi. Trece timpul, trece, trece peste noi. Și-mi doresc, mândruță, să fim amândoi. Trag trei focuri, ies în drum, să mă știe de jupân. Nu trag ca să îi omor, doar să-i treacă un fior. Că prea rău s-au înmulțit, vor să mă bage în pământ. Nu sunt muiere învelită, ca să am de dușman frică. Sunt bărbat cu pălărie, nu mi-e frică nici de-o mie. Geam. Se uită după perdea, mă, să vadă ce fac noaptea. Las cățaua deslegată, dar pe el nici nu mi-l latră. Că dușmanul nu-i străin, e prieten sau vecin. Când dușmanii dorm în pat, eu atunci avere fac. Când dușmanii se trezesc, eu atunci mă odinesc. Dușmanii la sfat,
la ei căsbeat, mă așez cu ei la masă. Ei să uită ce-am prin casă, n-ar aștepta răsăritul. Mi-ar trimite ilicitul să-mi ia tot să plec legat și să mă vadă sărac. Nu sunt muiere învelită ca să am de dușman frică. Sunt bărbat cu pălărie, nu mi-e frică nici de-o mie. Șerpilor, venim nu să-l înghițiți când m-ați zărit să muțiți. Iar când îmi vedeți moșia, să vă scoateți pălăria. C-am avut minte înțeleaptă și n-am fost prost niciodată. Când dușmanii dorm în pat, eu atunci avere fac. Când dușmanii se trezesc, eu atunci mă odinesc. Când dușmanii dorm în pat, eu atunci avere fac. Când dușmanii se trezesc, eu atunci mă odinesc. Și nici teamă.
La 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 la
când tresara pânsăra de la 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 la. Tresara pe luna plină la 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 la. Sâna meu ba de hodină la 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 la. Ba de să nu fac păcate la 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 la. Te-aș iubi o zi și o noapte la 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 la. Ba de să nu fac păcate la 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 la. Te-aș iubi o zi și o noapte la 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 la. Nici mai mult, nici mai puțin la 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 la. Pe la inimă te pun mă la 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 la. Cine-o zis că dragostea mă la 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 la. Face din om tot ce vrea mă la 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 la. Cine-o zis că dragostea mă la 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 la. Face din om tot ce vrea mă la 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 la. Ăla-i om ce-o fost pățit la 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 la. Și-a iubit ce-i-o plăcut mă la 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 la. Așa bade și cu mine la 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 la. De când te-am văzut pe tine, la 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 la. Cântece frumoase, doamnelor și domnilor, vă reamintesc că în această seară ne-am adunat să-i spunem la mulți ani îndrăgitei artiste Andra Matei. Mâine, iată, în 22 iunie, împlinește frumoasa vârstă de 30 de ani. La mulți ani încă o dată, Andra, să fii sănătoasă și îți mulțumesc și ție, le mulțumesc și colegilor, mulțumesc și domnului director Gheorghe Porumbel și Claudiei Toro pentru că ați ales
ca noi să fim cei care să te sărbătorim în această seară. La mulți ani încă o dată. Cu mare drag, mulțumesc din suflet. Nu se putea să fiu sărbătorită mai frumos. Așa cum am spus, acum o să trec la capitolul mulțumiri. Le mulțumesc tuturor care au făcut un efort imens să fie astăzi seara aici. Vă mulțumesc din suflet, vă iubesc și vă... Aveți tot respectul meu. Nu te mai primesc la Moldova, gata? Asta e, mi-e bine aici. Da, stai aici, că aici este unde trebuie. Îi salut pe toți colegii mei, pe toți colegii instrumentiști, dansatori și toți cei care au grijă de noi acolo, ca totul să fie bine. Și nu în ultimul rând, vreau să le mulțumesc părinților mei și bunicilor mei și mătușii mele, pentru că au făcut-o posibilă ca eu să fiu fericită. Să fii fericită în continuare, Andra. Îți mulțumesc, mulțumesc colegilor tăi. Mulțumesc încă o dată celor de la ansamblul Doina Gorjului din Târgu Jiu și în mod special domnului director Gheorghe Porumbel. Le mulțumesc colegilor din platoul de filmare, le mulțumesc colegilor din regia de emisie și vă mulțumesc dumneavoastră celor din fața micului ecran. Eu sunt George Lnucă și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, luni de la ora 20, pentru că suntem și luni în transmisie directă. Acum, la final de emisie, ne cântă Andra Matei. La revedere! Hai, hai bătiete și-am jucat Ram-taram, am de redare țărănească, uite așa Ram-taram, am de redare ca la nuntă, ca la fram Ram-taram, am de redare tu mărei curaj eu Ram-taram, am de redare joacă așa cum știrea ta și veselește lumea trăgă bate și bota. Să vii mai bine.